De asemenea, vă felicit pentru faptul că ați citit mai bine de această dată ca la o audiere precedentă. Cred că colegul dumneavoastră, Daniel Moroșanu, prim vicepreședinte al PNL Vrancea, ar fi invidios, sau este invidios, și cred că dacă mai țineți în ritmul ăsta câțiva ani de zile, ajunge să citiți chiar foarte bine. Singurele lucruri pe care le știu despre dumneavoastră sunt că ați primit în comisiile parlamentare de specialitate, în mod repetat, aviz negativ, că v-ați angajat rudele și cunoștințele peste tot la stat, că aveți aghiotant un penelist cu 3,60 la examenul de bacalaureat, pe care l-a susținut la vârsta de 42 de ani, stimați colegi, dar mai ales că ați putea solicita schimbarea administrativă a numelui dumneavoastră în grindă, nume după care vă cunoaște o țară întreagă. Răspunde pentru list lipsa de performanță și de generalizările lui. Totuși vă mulțumesc că îmi dați ocazia să prezint Parlamentului munca mea din ultimele 8 luni. M-a traplat lucrurile făcute de utilități de bază. 579 de noi contracte de finanțare celor mai sărace zone ale României. 30 de cămine studențești care totalizează Universitatea Dunărea de Jos din Galați sau la Universitatea Ploiești și Gaze din Ploiești. Și 5 patioane am reziliat acele și să înlocuiesc una bazată pe meritocrație și pe respectul legii față și a cetățeanului. Sunt absolut convins de faptul că veți lua la alegerile locale procentul pe care l-a luat colegul dumneavoastră Daniel Moroșanu la bacul pe care l-a dat săptămâna trecută și sunt de asemenea convins că după ce veți face contestație pentru că ați luat 3%, media dumneavoastră va scădea, nu va crește cu 0,10% cum a pățit colegul dumneavoastră. Vă mulțumesc!